Valeriu Nicolae, bine ați venit la Starea Impostorilor. Astăzi discutăm despre o nenorocire, sectorul 5. Ceti e fratele meu. Lucrează la sectorul 5 și are diplomă de doctorar. Eu am un neam, argintar, ursar, căldărar, minimum cocalar, dar doctorar nu aveam. Și oricum nu cu diplomă. Ceti are diplomă de doctorar. Așa scrie la CV. E doctorar cu R. Da, nu cu T în coadă, la celebra Academie de Plagiate, Penal și Poliție din București. Despre Ceti se pot spune multe. E o minune. Țărișoara e plină de minuni ca el, dar noi nu recunoaștem valorile. Ar trebui să-i facem și lui o statuie, că Einstein și Newton erau mici copii pe lângă Ceti. Să aducem turiști în pelerinaj, să vadă genialitatea adevărată. Pe numele întreg, Ceti Ovidiu Claudiu, el nu dădea semne de calități supranaturale copil fiind. A terminat un liceu mediocru la Constanța și o facultate de drept cotată foarte slab, tot la Constanța. În 2009, imediat după terminarea facultății, s-a angajat voluntar, jurist, la o asociație care apare în presa locală ca fiind asociația foștilor ofițeri, acum masoni. Gurile rele, desigur, cetian nostru duhnește de cinste și onoare. Face și un mare, mare master în Franța, la Lille, în perioada asta. Nu e clar în ce limbă, căci după CV, cetia nostru vorbește cel mult păsărească cu pi, la nivel academic. Iar în Franța, oricât de latini ar fi ei, nu se face master cu nivel de franceză satisfăcător, cum zice domnia sa. Sau poate satisfăcător e traducerea de la fluent în constanțănească. Să faci un master de 2 ani la Lille să fii cizmă în franceză ar fi o supraperformanță până și pentru cetian nostru. Sadic, nesadic, omul are masterat de la Lille în Franța, lucru care îi permite cu zero experiență sau educație relevantă să explodeze profesional în orașul preacinstitului pușcăriaș Mazăre. La 24 de ani devine secretarul executiv al Uniunii Generale a Industriașilor din România, unde, conform CV-ului, a negociat majoritatea contractele colective de muncă. Asta part-time, că în restul timpului, conform acelui CV, era și asistent manager de casino live, adică de casino viu, nu de la mort, cum fac alții. Cum urlă hărnicia în el, pe lângă slujba cea minunată de secretar executiv și de asistent manager de casino și de voluntar jurist la asociația cea de nesecuriști în timp ce reprezenta industria și în 4 comitete și comiții, omul mai face încă un masterat la Constanța și studiile de securitate ale SRI-ului, ca să fie acolo așa cum e și normal. Are deja 25 de ani. E copt, așa că își face și o firmă. Firma e pe franceză, că doar are master în Franța, se numește elegant Le Mogul Investissement. Dacă te uiți în CV-ul lui, zici că a condus sute de oameni și a făcut afaceri de zeci de milioane. Consiliul de administrație, investiții în construcții, mobile, import, export, afaceri. Dacă te uiți pe cifre, însă descoperi că cetian nostru o are foarte, foarte mică. Investiția. Mai clar. În 4 ani de activitate, omul reușește să aibă o cifră de afacere de 17 euro pe zi cu 0 angajați. Adică vindea 3 pachete de țigări pe zi, ca să fie mai clar, și zicea că e Bill Gates de Constanța. Cu cât s-a mai mult la CV-ul lui Ceti, cu atât mai multă impostură și prostie găsești. Tone. De exemplu, omul scrie că participă lin caliate de invitat la diferite emisiuni. Și că scrie la ziar. În ciuda faptului că în CV omul este un super consultant, om de afaceri și mega jurist, în mod straniu, din declarația lui de avere din 2016, aflăm că principalul venit de departe era din vânzarea de legume. Adică era piețar. Mai scrie și că a făcut încă un masterat în Republica Federală Germania în 2021. Probabil plătit în mărci. Asta în timp ce el avea minim 5 slujbe la statul nostru cel minunat, plus alte 2 consilii de administrație. Limba în care a făcut domnul Ceti al 3-lea masterat nu o știm. Probabil engleză, deși nivelul de engleză nu e satisfăcător în niciun caz. Și nu poți să termini un masterat în afaceri dacă nivelul tău este bine, cum zice domnul Ceti.
De când Mazăre la pușcărie, domnul Ceti s-a orientat la politica de la București. A cedat afacerea pe care o avea tatălui său și este firesc cercetat de procurori într-un dosar de firme de tip suveică prin care se vindeau cereale fictiv. A ajuns, firesc, consilierul domnului Piedone, care acum este la pușcărie. Tatăl domnului Ceti, Nicolae, este asociat cu domnul Meiroșu. Domnul Meiroșu are o altă firmă cu multe contracte cu statul. Firesc, unele dintre ele chiar cu primăria sectorului 5. Interesant că deși primește bani de la 5 locuri, toate de la stat, toate, dar toate sunt sume rotunde, că doar așa sunt salariile la stat, ca să nu se încurce oamenii cu mărunțiși. 340.000 de lei pe an, net, de la stat, pentru un om cu un CV super dubios, care a fost praf în business și a avut noroc de super sinecuri la tot felul de oameni care de care mai dubioși. Nu numai atât, dar Ceti are o bună parte a CV-ului identică, da, ați auzit bine, identică cu CV-ul fiului primarului pușcăriaș Piedone, al cărui consilier a fost. Fiu, care cel mai probabil va fi primar la sectorul 5, că suntem o țară de tâmpiți. Are Vlad Piedone Popescu capacitate de comunicare deosebită, transmițând informații simple și complexe în mod coerent și explicit în CV? Are și Ceti. Are Ceti spirit de echipă, am făcut parte și am condus echipe de proiect multidisciplinare, încurajând folosirea competențelor individuale în atingerea obiectivelor propuse în CV? Identic are și fiul lui Piedonică, la fel, la fel. Are Piedone Junior determinarea de a obține rezultate în condiții de calitate și la timp? La baza reușitelor mele au stat cunoașterea activității, cunoștințele dobândite în managementul de proiect și al afacerilor, precum și implicarea personală în bunul mers al companiilor? Desigur, la fel are și Ceti. Sigur, sigur, sunt coincidențe și nu plagiere mârlănească. În concluzie, domnul Ceti, doctorar, masterar, urmărit de procurori pentru furăciune, dovedit plagiator, agramat și prostovănator, om care știe sadic trei limbi străine și bine engleza, că doar știe să salute din cap în engleză, este senzațional mult, mult mai bine plătit decât președintele țării. De primăria sectorului 5, cea mai săracă din primăriile Bucureștiului. Desigur, toate acestea sunt coincidențe. Coincidențe și nu mârlănie.